DNA s-ar fi autosesizat în urma investigației Clanul Marelui Alb, deschizând un dosar penal pentru a urmări faptele expuse. Conform spuselor Recorder, în urma investigației publicate privind rețeaua secretă a oamenilor de afaceri, politicieni și prelați de la vârful bisericii care lucrează mână în mână într-o mega afacere. Construcția și reabilitarea de biserici din bani publici. DNA s-ar fi autosesizat, deschizând un dosar penal pentru a urmări faptele expuse. În urma articolului, doi dintre oamenii care apar în investigație și-au prezentat demisiile. Lazar Neacșu a demisionat din PSD, din Consiliul General al Municipiului București și din Adunarea Națională Bisericească, iar preotul Aurel Mihai a demisionat din funcția de vicar al Arhiepiscopiei București. Prin sacrificarea acestor personaje, biserica încearcă să minimalizeze implicarea patriarhului Daniel și să bagatelizeze gravitatea faptelor prezentate în investigația Recorder, mutând atenția de la problema sistematică prezentată în material și anume felul în care administrează banii publici, relatează Recorder, care promite că va urmări și va reveni cu detalii din această anchetă.